Vă bună dimineața, România, și vorbitorilor de limba română, pentru că probabil că o să fie foarte mulți care o să învețe limba română doar ca să înțeleagă ce vorbesc eu. Azi o să încerc să vă vorbesc despre autism, despre formele ascunse a terapiei ABA, despre cum luptă anumite departamente din World Intelligence contra unor mizerii sociale care folosesc autismul și autiștii ca să tâlhărească pe cei bogați, și să pună în torba lor de mediocri canalii și nulități a unei societăți bolnave. Societate bolnavă care este peste tot în lume. Dar de cele mai multe ori, acești șefi mafioți, care ei se cred mari mafioți, pe care eu îi numesc bombardieri, de fapt. Da. De ce? Pentru că mafiotul are demnitate. Bombardierul nu are. Bombardierul este o specie proastă, infectă, de parvenit social, care nu parvine și mental, ci doar bănesc, datorită autismului feminin. Eu fiind cu sindromul Asperger, fiind autistă, am fost capabilă și am avut norocul fantastic. Deci am avut norocul fantastic să mă nasc într-o familie iubitoare. Am avut norocul fantastic să fiu descoperit, să-mi fi descoperită inteligența înaintea testelor IQ. De câte un om extraordinar care a fost tatăl meu adoptiv. Și care nu a fost adoptiv pentru că eram eu săracă. Că noi nu am fost, familia mea n-a fost săracă. Numai că tatăl meu avea și el o formă de autism. De Asperger, probabil. Dar acum e prea târziu să fac analizele așa ceva. Nu ai cum să fii atât de deștept. Să ajungi din săracul săracului din sat, să reușești să crești, să ai o femeie, da, pe care să o porți. Mama a făcut școala de surori medicale, de asistente medicale, da, care în 1960 era mult. Adică nu oricine putea să facă asta. Da? Trebuia să ai glagorie. Dacă nu aveai glagorie și nu aveai nici bani și nu vrei să te duci să depășești condiția, da? Tata a reușit să crească două fete. Bă, voi știți cum o ținea pe sora mea? Sora mea a fost cochetă cum sunt eu. Eu sunt cochetă acum, dar sunt cochetă pe banii mei. Sora mea a fost cochetă pe banii lui tata. Tatăl meu natural. Deci sora mea avea pantofi. Sora mea avea rochii. Sora mea era super cochetă. Până când a dat un prost. De un bețiv care s-a necat și își merită soarta pentru că da, asta e. Discutăm în alte videouri, o să vedeți voi ce înseamnă tâlhăria mediocrității. Eu sunt un exemplu de persoană care a fost tâlhărită
de către o mediocritate din familie. Da? Dar asta este o altă poveste. V-am spus că am pantalon de piele, i-am jucării noi. Vai, deci. Bă, asta este, am cheltuit banii. N-am ce să fac. Hainele sunt jucăriile mele. Câteodată cheltui banii și fiind făcând mici bucurii altor oameni din jur, dar azi ieri mi-am făcut o bucurie mie. Din păcate, probabil că o să sufăr foarte mult, pentru că au fost destul de scumpi. La bugetul meu pe care nu l-am în acest moment, este destul de scump. De aceea mă gândesc că am cheltuit niște bani de care aveam nevoie ca să-mi fac o bucurie de moment, dar cred că mai important a fost fericirea mea. Pentru că am dormit cu ei în pat. A fost îmbrăcată și am dormit. Acum sunt cu ăștia negri, da? Știu că s-ar de la un subiect la altul, dar nu contează. Deci m-am pe ăștia negri, înțelegeți? Bă, deci sunt genial, dacă... Bă, știți cum se simt când îi îmbraci? Deci nu aveți voi idee cum se simt când îi îmbraci. Iar ăia, deci ăia, au, voi vedeți, au buzunare. Au buzunare! Da, îmi pare rău. Asta este. Eu, ca și autistă cu Asperger, hai să revenim la treaba noastră. Eu, cu autistă cu Asperger, am retard comportamental. Din păcate, persoanele cu un IQ foarte mare sunt extrem de puține și, în general, sunt în comunitatea autistă, mă refer. Sunt foarte puțini, în general, și în general cei geniile, da? Cei care nu sunt retarzi mental, deci cei care nu sunt retarzi cognitiv. Deci retardul, noi avem o formă de retard mental datorită retardului comportamental, ca voi să înțelegeți. Da? Eu sunt lipsă, eu n-am comportament. Deci eu, toată viața mea, eu sunt ca un copil, comportamentul meu este a unui copil de 2 ani, dar din păcate, pentru societate, nivelul meu cognitiv, da, este peste medie. Da. Datorită acestui fapt, reușesc să-mi dau seama când mediocritățile cognitive încearcă să implementeze mie sau altor autiști comportamente necorespunzătoare sau dăunătoare societății. De aceea eu am fost extrem de utilă în inteligenții. Datorită acestei depistări a comportamentului unei persoane care încearcă să te învețe să tâlhărești alți oameni. Sau să te învețe să mimezi comportamente. Sau să te învețe, v-am explicat la un moment dat, când am început eu acest canal, din diferite motive am început acest canal, inclusiv ca fiind suportiv pentru comunitatea autistă matură. Fiind suportiv pentru fetele care sunt în comunitatea autistă și care sunt capabile să facă masking-ul. Masking-ul care înseamnă simularea. Femeile cu autism, simularea unui comportament, au măști. În timp ele se educă. Dacă ești suficient de deșteaptă, dacă ai o familie, dacă te descurci cât de cât, foarte multe autiste nu au un retard cognitiv. Retardul lor mental este doar retard comportamental. Nu le puteți depista după față, pentru că, spre deosebire de alte sindromuri, cum este sindromul Down, care este un handicap vizibil, da? Noi, autistele, nu avem acest... Noi nu putem să fim depistate.
decât numai dacă. Ajungem la pragul în care să trebuiască să ajungem la anger management, să ne manageriem furia. V-am spus că la un moment dat erau javrele din studio, de la fostul studio unde eu am lucrat, unde efectiv veneau la mine să-mi spună chestii. V-am spus, eu de Pride Parade, ca să vedeți ce înseamnă nimicnicia din industrie. Înțelegeți? A venit una îmbrăcată în tocuri și în toate celelalte, un succes extraordinar din industrie, ați înțeles. S-a așezat la masă cu mine, în condițiile în care eu știu cine este ea. Și ea știe cine sunt eu. Și a început să-mi povestească cât de frică este ei să iasă afară pentru că vin, pentru că sunt numai tâlhari. Pentru că nu, recidiviști, că sunt ăștia care au ieșit din pușcărie. Pe draga mea, da. După ce am avut de-a face cu militari care suferă de post-traumatic sindrom din cauza războiului și am ajutat să iasă din întunecimea traumei lor, crezi că un recidivist are ceva să-mi facă mie? Crezi că eu mă sprit un recidivist? Fraților, voi trebuie să știți un lucru foarte esențial. Autiștii n-au frică. Foarte mulți autiști, din cauza faptului că lor le lipsește comportamentul, ei sunt oameni fără frică, ei s-au născut fără așa ceva. Adică, ei se cred invincibili, da? O să-i vezi că merg, când se testează pe ei înșiși, în sensul ăsta, că sunt fără frică. O să-i vezi că fac sporturi extreme. Deci toți autiștii și autistele fac sporturi extreme. Tot autistele intră în armată, fraților. Nu intră persoanele nimicniciile, nu, autistele. Alea care fac carieră cum am făcut eu, da, ok, și care după ce a terminat o sesiune de terapie cu un PTSD, da? S-a dus, a băut 3 sticle de vodka împreună cu bărbații cot la cot într-un ăla și a cumpărat singură vodka, așa, sau dacă nu a motivat niște proști de români care vreau să creadă în grade. Bă, ce proști sunteți. Sau la poliție. Bă, ce proști sunteți. Acum ați înțeles? Am învățat să vă umilesc. Mi-ați cumpărat vodcă, bă? Că ați crezut că șeful vă dă, că puteți să dați două limbi la șef? Asta e. Ghinion. Vedeți ce asta înseamnă norocul? De a învăța terapia ABA și a te prinde ce fac niște nimicnicii fără bani, fără educație, fără viață, niște sărăcii sociale ordinare, impotente, cum spun învățat vecina. Deci, am aici o târfă, vă supărați pe mine când îi spun târfă? Da, fraților, curvele sunt mișto, asta e târfă. Și de ce este târfă? Pentru că a crezut toate prostiile care au fost puse și au crezut că... Și că, știi, așa, a fapt primit foarte multe țigări, știi, așa, și na, mă, și ție o pachet de țigări, mă, știi, dar în timpul ăsta că stătea de vorbă cu mine, vezi că ca să îmi faci chestia asta trebuie să-i dai autistului ceva să mănânce, ce-i place lui. Și să-i și placă. Adică tu trebuie să reții ce mănâncă autistul ăla. Și să te joci cum se joacă autistul. Vezi că nu poți, că ești proastă. Tu ești doar șmecheră, tu vrei doar să mă faci de bani. Înțelegi? Vrei să mă faci de țigări. Știi? Dă și mie niște bani. Am fost drăguță, că eu sunt drăguță tot timpul. Autiștii sunt foarte, niște oameni ok. Ei se bucură că te pot ajuta. Nu se bucură în momentul în care te vede că ești prost. Și minți.
te vede. Îți vede masca. Îți vede masca de ticălus ordinar, impotent. V-am spus cum încerca ăla de la studio de la mine să mă facă, să mă tragă pe turta lui, să mă îndrăgostească, ca să mă folosească de bani. Și o să mă aleg cu o muie. Măcar, da, bă, dacă mă alegeam cu o muie, adică cu un cunningulus, măcar simțeam ceva, dar nu m-am ales nici măcar cu un cunningulus, voi ați înțeles? Da? Eu mă duceam acolo și mie îmi trăgeau limbi în pizdă. Limbi în pizdă verbal, ați înțeles? Era ceva, draga, dar nu-i că noi nu știu, eu nu cred, n-am spus niciodată nicio cuvânt urât despre tine. Îți mulțumim frumos că ești drăguță și simpatică și ajuți pe aici, că autistele sunt proaste. Ele dacă au învățat, de exemplu, să aibă grijă de ele, da? Așa, și să aibă grijă să șteargă, cum sunt eu sunt cu OCD. Am obsesiv-compulsive disorder. Din păcate, autistele care s-au născut cu obsesiv-compulsive disorder, am să vă pun odată un cerc ca să vedeți că autismul împreună cu cei cu OCD, împreună cu ADHD-ul și împreună cu cei cu anxietate, noi suntem neurotipical. Da? Ok? De exemplu, în anxietățile emoționale putem să găsim bipolarii sau bipolarele. Eu fiind autistă, am o anxietate, o mică formă de anxietate socială datorită faptului că trebuie să fiu atentă când mediocrii cognitivi se unesc împreună și fac conjurația imbecililor. Da? Pentru a te face să crezi că mintea ta creează, deci, imaginația ta. Deci noi nici n-am intrat în cameră, mă, să-ți luăm chestii. Nu noi am șters. Bă, vedeți, de-aia că eu sunt în inteligenție, bă. Și am colegi care sunt în inteligenție și mi-au spus că se poate să faci asta. Și că scârbele de lângă mine au făcut asta. Ca să mă îndoiesc de facultatea mea mentală. De mediocritatea în care trăiesc, pentru că le-am zis, boss, dă pizda, mă, ti muzica mai încet, că-ți bag gaia de la muzică în cur, pentru că-s autistă. Și m-a săturat să fac anger management, să mă duc să mă întind pe podea și să mă duc la mama dracu în parc să mă întind ca să mă liniștesc. M-a săturat să-mi crească pulsul. Și să vreau să mă rănesc. Pentru că sunt femeie, eu trăsară mișto. Voi bărbații n-aveți decât, fraților, puteți vă da și pumne eventual. Dar nu vreau să vă dați, e suficient că, de exemplu, sunt conștient, încerc să lucrez cu mine, pentru că m-am trezit, m-am filmat, am rămas singură pe acilea, m-am filmat și în timpul somnului mă rănesc. Pentru că eu am activitate mentală în timpul somnului și, din păcate, dacă prin educația pe care am primit-o după, când am fost copil, eram plină de răni. Eu mă săream pe copaci, de-aia v-am zis. Autiștii nu au frică. Eu mă urcam în cel mai înalt copac. Și acum m-am programat să nu mă mai urc. M-am programat să-mi zic povești. M-am programat să nu mă mai duc să merg, că la un moment dat vreau... Vreau să mă duc pe pod și să merg pe marginea aia de la pod să văd dacă pot. Că așa am vrut eu, că e senzațional. Deci dacă cumva auziți vreo știre că m-am dus pe la Roma, să știți că înseamnă că n-am vrut și să mă controlez pe mine. Și am vrut să trăiesc senzaționalul. Că mă rănesc. Să știți că n-am vrut să mă sinucid. Deci eu nu am intenții de sinucidere. Eu doar mă cred invincibilă. Înțelegeți? Eu chiar... cred că sunt invincibilă. M-am văzut făcând niște chestii supraomenești. Am reușit odată să stau trează 72 de ore și să fiu lucidă. Am reușit să merg odată să fac terapie în niște condiții
imposibile a unui, a, pentru un neurotypical să fie atent în pădure. Înțelegeți? În condițiile în care eu aveam ajutor armat, pregătit. Da? Eu am reușit să duc la bun sfârșit și să scot din transa traumei un fost militar, da? În niște păduri de nici dracu nu știam unde sunt. Deci eu dacă crăpam în momentul respectiv ca să ajut pe altcineva, da? Ok? Îmi venea numele înapoi și voi habar n-aveați ce a făcut. E o nenorocită, o curvă. De o dracu s-a dus să sugă pula în pădurea la dracu, nu știu. Nu știm unde, că mai contează. Totul se cumpără ziua de astăzi. Ca să știți. Da? Deci dacă am zis că a sărit cineva de pe pod, de pe vreun pod, să știți că n-am vrut să mă sinucid, m-am considerat că am nevoie de senzații tari. Dacă spune cineva că m-am sunt într-un bar și am băut, ce dracu, au limoncello și am băut 10 sticle de limoncello și am ajuns la terapie intensivă. Să știți că n-am vrut să mă sinucid, am vrut să văd cât rezist. Bun venit în lumea oamenilor fără frică. Se mai întâmplă să se mai nască și o femeie fără frică. Deci fugiți de ea, mă, fraților, că e periculos să o pot distrugeți. De aceea o femeie de genul acesta, ca mine, fără frică, în mâna unor pești din industria gaming sau din industria pornografică, ajung să fie niște obiecte de manipulat. Așa cum pot să ajungă, cum am spus eu, 12 ani de zile, eu am stat lângă un tip și eu am pretins că sunt into swinging. Și eu nu eram. Era doar el. Eu nu aveam nicio treabă. Dar mergeam să-l ajut pentru... în numele iubirii. Că mie nu mi-e frică. S-a isterizat o femeie. Partenera unui tip cu care se futea el, care a fost futut de așa, s-a isterizat în bucătărie și eu am stat în ușă. Și prostul n-a fost în stare să-și caute pantofi și a stat acolo pantofi de 500 de euro. Se dă de recu că cumpăr eu pantofi. Nu că nu trebuie, decât trebuia să fie. Ce vrea bă să fac? Să-și fac pantofii tăi de jos ca să-ți aduc ție, ți-a aruncat frumos în două limbi să te încalți. O țin eu. M-am pus în ușă și mă bătea. Oricum mă rănesc eu, oricum mă bate una, mă doare pe mine în curat, înțeles? Adică mie mi-e indiferent, la mine durerea e inexistentă, un trăspit în dragul în shield. Ați înțeles? Și e inexistentă. Poți să bați ca în sac. Da? Și prostul n-a înțeles. Ca să vă spun, la multe întâlniri la care eu am fost, niște jigodii penale, au încercat să mă provoace. Și m-am uitat la ei, bă, cât de proști sunteți, că voi n-ați înțeles că eu am formare militară. Voi chiar nu credeți lucrul ăsta. Am avut norocul, da, fantastic, să n-ajung în partea ailaltă a industriei pornografice și de entertaining. Eu sunt capabilă să vă identific ipocrizia, metodele voastre rachitice de a încerca să-mi induceți comportamente. Bă, mi-e scârbă de voi, bă! Bă! Mi-e scârbă de voi, bă! Chiar atât de sărași sunteți, bă! Stați drăguți, duceți-vă la muncă! Nu mai poftiți la banii unei autiste! Fiți fericiți că autiștii ăștia reușesc să se descurce singuri, da? Și n-ajung pe mâna vreunui ticălos ordinar împuțit să se folosească de bani.
V-am spus când am văzut că jegurile alea penale de la mine din studio au făcut asta și că bărbații din jur s-au vorbit între ei și au zis, bă, tu vă știți ce bune stau tisele astea? Mă aduc o grămadă de bani acasă. Bă, când am văzut că fosta aia colegă de-a mea de studio încerca să-mi spună cum ea o să păstreze legătura cu mine, după ce își vinde apartamentul, după ce scapă de fraxul, am zis, bă, eu trebuie să fac ceva, trebuie să fac să-i fie grață de mine. Bă, vă jur, și am aflat cum. Nu-i place să meargă să dea declarații la poliție. Cum mă caută, cum o simt, îi simt mirosul de ipocrizie după bani, că aia miroase a bani, știți, e putea bani. Ea nu se duce după bani să muncească sau să se roage frumos să-ți dea bani sau să spună, mi-am cumpărat pantofi, plătește, bă, nenorocitule, știi, că așa se face. Auzi, așa fac, să duci la taxul și spun, mie îmi cumperi, că mie nu mă interesează. Așa făcea sora mea și să fac și eu. Da? Adică, din păcate, eu fac asta la oamenii care nu mai contează. Brăți. N-am chinuit pe unul să se ducă să-mi cumpere mie toate mofturile mele. Am muncit. Și din când în când mai cer și eu la câte un. Băi, cumpără și mie pantofi. Cumpără și mie pare de rochiță. De ce? Contra ce? Contra nimic. Că uite, sunt fată drăguță. Uite, dacă vrei, defilez. Și merg și mâine și defilăm. Da, și poimine defilez. Cu tine, la braț. Une păstrase. Și poate să zică toată lumea că mă fuți, că nu mă interesează. Dar tu la mine nu intri, că n-ai ce să acces, că ești o mizerie. Acum ați înțeles. Eu am învățat comportamentul ăsta, învață-l și tu ca autistă. Pentru că o să se găsești niște mizerii penale și care o să fie măta, tactul, sorta, fiita, fiitul, fractul, ăla pe care îl iubești, o să te folosească la maxim. De canalii mediocre sociale ce sunt. Urmărește canalul ăsta, bă. Și din când în când, când îți merge bine, fii drăguță cu comunitatea autistă. Ai jos link-ul. Pentru că acolo sunt terapeuții care o să învețe autiștii să distingă un comportament de tâlhar cu un comportament civilizat. Astfel încât acești terapeuți o să reușească să ajungă la oamenii săraci cu copii autiști, cu adevărat autiști, care nu sunt la fel de inteligenți ca mine sau ca tine, care n-au reușit să aibă totalmente grijă de ele sau de ei, cum ești tu. Și dă o mână de ajutor dacă îți rămân bani. Nu fi scârbă, că statul nu are nevoie de banii tăi. Scârba aia de animală de lângă tine are nevoie de pula ta și de pizda ta, oricum. Dacă vrea, are acces, dă-i acces. Dacă îmi pune mâna pe portofelul tău, dă-i una peste mână. Învață că nenorociții ăștia de care takers, ca să numesc în engleză, ăștia care iau toată ziua, îi pun mâna, ei cred că au acces doar pentru simplu fapt că sunt lângă tine și iubești. Dă-le peste mână. Învață să faci bine oamenilor care au nevoie de sprijin. Pentru că gigodile de lângă tine or să profite. Pentru că tu cumva în viața asta o să vezi niște joculeți. O să identifici niște chestiuni pe la bursă. O să ai așa talente artistice, că tu înveți să faci chestii. Nu știu orice. Și tu să câștigi ușor bani. Pentru că sunt o grămadă de platforme unde oferă niște sume de bani, sunt, da, pentru ceea ce faci tu. Uite, de exemplu, eu n-am putut să adorm acum și am făcut video ăsta despre autism. Video în care eu nu o să fumez și nu o să beau. Pentru că chiar merit banii de pe acest video. E un video profesional, e un video în care eu dau informații foarte prețioase. Da? Deci, cum ziceam, e bine în viață să fiți deștepți.
Să nu mai credeți că retardul mental este un retard cognitiv la autism. Nu, există. Cei cu Down, sindromul Down, din tot neurotypical, din tot non-neurotypical, din toate sindromele non-neurotypical, au un retard cognitiv. Și o procentaj foarte mic de autiști au un retard cognitiv. Retardul nostru mental din autism, să nu uitați, vă rog frumos, că este un retard comportamental. Este un retard datorită lipsei de comunicare, nu a faptului că suntem antisociali. Noi nu suntem antisociali. Dar putem fi folosiți ca arme. În tâlhărie, în războaie, în meserii periculoase, cum ar fi armata, poliția, jandarmeria, pentru că suntem fără frică. Noi ne putem concentra și păstra rațiunea în cele mai dificile momente, atâta timp cât nu suntem obosite sau obosiți. Aveți grijă că societatea asta plină de rahat, plină de nulități, de canali și de mediocrități cognitive, sunt mult mai periculoși decât retarzii cognitivi și decât retarzii comportamentali cum suntem noi. Pentru că ăștia or să ne obosească. Iar noi că suntem obosiți, din punct de vedere mental, noi deja avem un handicap comportamental. În secunda următoare, când tu ești obosită din punct de vedere mental, tu nu mai ai... Asta este primul atac pe care îl fac mediocrii. Asta este primul atac pe care îl face familia ta, te obosește. Are cereri cât se poate de mari. Vreau la mare, vreau la munte, vreau papa nu știu unde, vreau și mașină, vreau și casă, vreau și aia, 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 vreau și aia. Și mai vine și sora ta. Vreau și aia, vreau și aia, nenorocita dracului, ordinară, ești nenorocită, împuțită, ordinară, că întotdeauna nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, nu mi-ai făcut, vine mama. Dar vorbește dragă frumos cu sora ta, pentru că sora ta este o extraordinară, nemaipomenită, o curvă nenorocită care te bate de te numai, Marta nu știe că ea nu habar n-are, că pe tine te-am venit când maica ta a ieșit pe ușă, că așa te ține ea sub control. Da, așa sunt autiștii. Sunt efectiv bătuți de către frați. Eu am învățat să plec. Am învățat să nu mai rămân în aceeași cameră cu sora mea singură. Pentru că primul lucru când îl făceam când eram mică, până am crescut mare, era să mă bată. Lucru pe care l-a făcut și cu fiii mea, sau să mă înjure, sau să vorbească urât, lucru pe care l-am învățat și eu acum să-l dau înapoi, la bătrânețe. Dacă vreodată am fost judecată pentru acest comportament, este pentru că toată viața mea această ființă a fost violentă cu mine. Și că își merită înapoi fiecare futut morții mătii. Băga mea și pula în morții tăi de handicapată ordinară împuțită și de violentă nenorocită și de scroafă ordinară. Aveți tupeu, bă, autiștilor și autistelor. Bă, aveți tupeu să le dați înapoi societății. Aceleași mizerii și aceleași căcat. Bă, uitați-vă la mine. Nu merită să vă faceți rău. Bă, fiți superbe, bă. Fiți mișto, bă. Bă, să crape dracii în ele de proaste și de proști. Să li se rupă pământul de invidie. Că sunteți mai mișto, mai frumoase. Și mai extraordinar. Nu uitați că puterea stă în voi, bă. Nu în rahații de proști de lângă noi, care pretind că ne iubesc, în schimb, ne atacă în secunda următoare. Ați văzut, bă, scârba aia de sormea? A venit din Moldova, de acolo, pe furiș,
Să arate ea că este extraordinar și mi-a adus niște căcaturi de mâncare, mi-a adus fix ce l-am voie eu să o mănânc. Eu având diabet de tip 2, datorită faptului că am avut un șoc odată și mi s-a declanșat, că la mine în familie mai toată lumea a avut diabet. Așa. Avem și mi-a adus dulceață făcută cu zahăr. Din asta, din sfeclă de zahăr. Păi știți cum se duce glicemia? 500. Face așa. I-a crezut că îi aduce lui fiimea. Vezi că fiimea vrea să mențină silueta. De-aia mănânc și vrea să fie... Vrea să empatizeze cu mine, astfel încât ea în casă, ca să nu fie mie poftă, a decis să nu mai mănânce dulciuri de față cu mine, care conțin zahăr. Asta înseamnă solidaritate, bă. Asta înseamnă să iubești pe cineva de lângă tine. Să nu mănânci ca scârba. Și să nu-i aduci unui om o travă. Asta înseamnă să o iubești. Restul gunoailor sociale, bă, să mă sugeți. Să înveți și asta, autisto. Știți cum fug ăștia? Ca păduchii. Când ai cu soluție. Și ca gândacii. Învățați. Când vă spuneam, o să vină și partea a doua în care să vă povestesc cum gunoaiele astea de bombardieri învață femeile astea. Lasă, dragă, că nu e nicio problemă dacă te dezbraci. N-ar nimica dacă bași o jucărie pe nu știu unde. N-ar nimica, mă, dacă... practici nu știu ce chestie. A venit, v-am zis că mi-a venit unul și mi-a adus niște hârtii legale, niște un contract de... Nu știu dacă se numește de stalking, de... Cum dracu se numește? Că vreau unul să... Senzații tari. Să trăiască senzații tari. Păi pus eu dacă vreau să trăiesc senzații tari. O fac pe barba mea, adică eu mă duc, mă urc pe cel mai înalt munte, fac chestii. Că suntem fără frică. Dar noi suntem și proști în același timp. Știi? Adică tu confurzi retardul mental cu retardul cognitiv. Noi avem retard mental datorită retardului comportamental și a faptului că noi nu știm să socializăm. Noi nu ne-am născut cu această genă a socializării și a exprimării. Unii, de exemplu, eu am norocul să fi fost purtată prin facultăți de pot să mă exprim, de eu vorbesc linie liberă. Eu vorbeam și când eram mică. M-am născut genială din acest punct de vedere. Să-mi exprim povești, să exprim sentimente. Eu nu am retard mental privind comunicarea. Eu am doar retard comportamental pentru că nu știu să socializez. Voi mă blocați. Când vă văd cât de prost sunteți. Dar după ce aflu despre comportamentul vostru, da? Eu sunt cea mai vitează persoană de pe terenic. Mie nu mi se frică. Deci voi asta n-ați, eu mă căcam pe mine de râs că eu ieșeam la două noaptea. Eu merg la două noaptea prin cimitire. Traversez cimitire pentru că nu vreau să înconjur. Așa vine mie. Dacă e deschisă poarta de la cimitir, eu traversez cimitirul. Ăștia sunt autiștii. Autiștii știu sigur că mortul nu se ridică. De ce? Pentru că autiștii învață. Sunt autiști care, de exemplu, cum am fost eu, părinții mei adoptivi au observat că eu citesc foarte mult. Și eu am citit toată viața mea, orice carte am prins în mână sau orice mi se pentru orice chestie pe care o primesc, care o găsesc online.
Așa cum bărbații învață, bărbații autiști învață, dacă învață, așa cum dacă te duci la terapie ABA, o să, dacă ai un băiat, da, și nu i-a găsit încă plăcerea lui, unul, de exemplu, joacă jocuri la pe calculator. Altul învață să fie, să modeleze ceva. Ați înțeles? Au talente. Deci toți autiștii sunt foarte talentați, numai că tu trebuie, ca părinte, da, și ca și terapeut ABA, să afli care este plăcerea lui. Eu am avut norocul. Ca părinții mei și această sora lui bunica să mă vadă că eu citeam singură, am citit singură. Și pe mine m-au dat la 6 ani la școală, când n-aveai cum, că eu puneam întrebări. Și a decis așa, și a decis așa, și a zis, și a... Dar citeam și mie aici, luam Biblia și o puneam pe bunica să-mi citească Biblia. Și după aia o interpretam după creierul meu. La momentul s-a săturat lumea să-mi tot citească. A zis, bă, trimite la recul la școală. Asta este mintea unui țăran simplu, a unui om simplu. Mă rog, ei au fost boieri, foști boieri, copii de foști boieri. Nu mai contează, pentru că pe vremea lui Ceaușescu era un mare căcat în țara asta. V-ați bătut joc de toți ăștia care aveau overi. I-ați trimis în pușcării. Au murit. În războaie care nu era ale lor. În numele naționalismului. Și voi vă căcați și vă pișați. Pe progeniturile lor. Că sunt niște mizerii infecte. Eu am avut tupeu datorită faptului că am fost purtată să reușesc să mă exprim. Și să n-am nicio rușine. Eu n-am nicio frică să mă exprim. Așa cum este. Cum e realitatea. Dură. Cum o spun. Clară. Între timp am învățat să fiu puțin empatică cu oamenii care pretind că sunt obosiți sau că sunt răniți. Știți, aia sunt mafioții, pe care eu îi numesc bombardieri, care încearcă să te manipuleze. Și tu trebuie să pretinzi ca autistă, ca să vezi de ce se lingușește pe lângă tine, că sunt lingușitori ăștia. Ăștia sunt lingușitori, bombardierii sunt lingușitori. Bă, te pupă în pizda de ego. Bă, știi ce limbi de ego-ului? Și el numește asta că este gentleman. Bă, îți dă de-a limbi. Bă, sunt experți în dat limbi. Bă, sunt experți în lingușire. Lingușirea este muia orgoiului. Bă, sunt experți în așa ceva. Bă, și îți dau și pe stânga și pe dreapta și pe stânga și pe dreapta și pe stânga și pe dreapta și pe stânga. Și învață și alte fete cum să dea limbi la săracii ăștia mediocri de online. Dar vorbește frumos cu clientul. Că și mama tot așa îmi spunea, vorbește frumos cu târfa de sorta. Bine, nu spunea târfă, le spunea că e sora ta, că e om. Nu e om. E o mediocră infectă ordinară. O abuzatoare nenorocită. Acum, la vârsta mea de 45 de ani, am dreptul și pot să o cataloghez pentru că datorită ei am avut vânătăi. Și pe toate mi le-am asumat mie. Este o nenorocită ordinară, infectă. Și pentru că am învățat acest comportament de la ea, mă duceam la școală și ca să mă apăr de restul, le făceam și lor așa ceva. Până am fost dusă, a venit mama, a fost chemată mama de câteva ori la școală și a zis că ăsta nu e comportament a unei fete. Și mi-a dat seama că este un comportament nociv. Și nu mai atac oamenii. Dar am învățat să-i atac verbal. În momentul în care sunt niște canale ordinare, lingușitoare, penale, scursuri sociale, nenorociri împuțite, îi atac verbal, fraților, mă duc cu tot tupeul meu și îi atac în față. Știți de ce? Pentru că primul lucru pe care îl fac este să se apere fizic. Și el mă atacă și dacă am și camere prin jur, am și dovada că m-a atacat. Spre deosebire de vremea când eram eu copil, da?
scursurile astea sociale, jigodiile astea nenorocite, erau capabile să scoată niște femei ca mine din sărite, să le nebunească. Iar acum nu se mai poate face asta. Există poliție, există armată, există camere de luat vederi, există înregistrări, există legi. Am crescut mare și am învățat că am legi și eu sunt apărată. Apărată de proprii abuzatori din familia mea, care a fost ormea. O infectă nenorocită ordinară. Vă credeți că eram abuzată de părinții mei? Nu, ea m-a abuzat. M-a abuzat și acum, mare, ați văzut-o? Am învățat să o abuzez și eu. Pe infecta asta ordinară. Să dau înapoi tot ce mi-a dat mie și lui fiii mea. Că eu n-am știut. În ziua în care fiii mea a venit și mi-a spus că m-a abuzat, eu n-am mai lăsat-o niciodată să se mai ducă în prezența cuiva, fără prin mine, în familia aia. Ca dovadă, noi am avut grijă una de alta când m-am dus. Ultima dată în Moldova a venit cu mine și a avut grijă să-mi toarnă în pahar vodka. Ca să nu mai iau în gură cu proasta. Și să dau înapoi tot ce i-a dat acestui copil al meu. Și mie. Vă credeți că m-a abuzat, că m-a numai iubit? Javra cutra nenorocita. Târfa, dă sormea, că e târfă. Nu e curvă, ca să fii curvă trebuie să poți. Târfa este o abuzatoare nenorocită. O lingușitoare penală ordinară, care când a întors privirea, a pus mâna și a luat ce nu-i al ei. O tâlhară ordinară, nenorocită. O scârbă, un produs scârbavnic al unei societăți pline de mizerie și de nepăsare. Atât pentru astăzi, legat de autism, cred că am vorbit o oră și ceva. Poate îmi dă și mie cineva bani. Dui de viața mea, am vorbit 47 de minute. Bă, asta este. Vă mulțumesc frumos, aveți de toate și de pentru toți, că nu avem altceva de făcut și o să vă mai vorbesc despre pericolul nediagnosticării unei persoane autiste și pericolul de a fi folosiți autiștii de către niște alcoolici, de către niște leneși din familie, de către niște tâlhari care pretind că iubesc pe acești copii, de aceea noi trebuie să-i salvăm. Câteodată ei sunt abandonați de către familie, câteodată ei sunt folosiți de către familie. Folosirea economică și exploatarea unui autist, unei persoane autiste, este o formă de abuz. Să forțezi o socializare cu un autist este iarăși o formă de abuz. V-am spus, eu în studiu am fost forțată să socializez. Și am continuat să fiu forțată să socializez cu o mediocritate socială și o ipocrită socială. Inclusiv cu ipocrizia de manager, de non-manager, care a fost de acord pentru târfulițele lui de acolo. Că alea erau târfulițe, erau două târfulițe, o târfuliță și două curve. Să nu știți că e ok să fii curvă. Faci bani. Pentru tine. Eu sper că faceți pentru tine, pentru voi acasă. Și că ați reușit să ieșiți din cercul ăla bolnovicios. Vă știți care sunteți alea două. Și că ați reușit. Eu una din old, eu ca cică foarte mișto. Deci, e alta decât ipocrizia despre care știm noi, de care tot vă povestesc, care abia am scăpat să mă pună pe bloc. Mamă. Știți cât am muncit eu? Știți cât am muncit?
Mult am muncit ca să am acest privilegiu. Păi știți cât muncește una, o autistă să facă o ipocrizie, să fugă de ea? Voi știți cum trebuie să te comporți ca ultima, ca ultimul nebun? Să faci crize de nervi? Așa e frică. Deci la neurotypicals, numai așa vă este frică dacă ne vedeți că avem crize. Și am învățat acest comportament pentru a evita un atac, pentru a evita o forțare de socializare și pentru a evita. O să mă învăț și aceste comportamente, mai ales pe autistele mature. Este una din cele mai nemaipomenite comportamente pe care poți să le ai. Mai stai și caproasa și te râzi într-un colț după aia. Da. Așa. De câte ori se apropie, te aur urli. Bă, îți jur, eu așa am scăpat de o proastă de aici. Cum se apropie și încearcă să-mi dea de mâncare sau să-mi facă ceva sau să-mi aducă ceva, încep și eu. Târfo! Încep și eu. Fă ce face bărbatul. Aia, pula aia care umblă după tine. Vreau și eu să-i suc pula, mă lași? Așa trebuie să... Așa o șochezi. Așa nu mai vine, nu se mai apropie de mine. Ați înțeles? Eu așa trebuie să fac. Tu ca autistă, tu așa trebuie să faci. Când ipocriziile se apropie de tine, trebuie să afli care este punctul slab. Și de câte ori se apropie, apeși punctul slab. Nene, l-apeși. Bă, dar fără milă, bă. Cum tu ai cum tu te urci, cum vrei să te duci să zbori, să mergi să faci sporturi extreme, să te duci singură prin nu știu ce orașe, să faci, să explorezi lumea. Așa pești pedala, mă. Ai aflat punctul slab? Apas-o. Fuge neurotypical. Deci ipocrizia lingușitoare interesată fuge. Dispar. Vezi așa cum dispar. Știi? Le-ai aflat punctul slab, apeși pedala. Drum! În secunda în care un om face gălăgie într-o curte, de exemplu, cheamă-le poliția, dacă nu le place. Știți cum se face? E liniște în jur. Pentru că am învățat că nu le place să aibă de-a face cu poliția. Când curva de lângă asta are slăbiciunea, pula de lângă el, de lângă toate femeile, atacă pula. De câte ori vezi că se apropie de tine? Eu nu mă duc când salută frumos, când îmi vorbește civilizat, când spune bună dimineața, doamnă, ce mai faci, la revedere, doamnă, ce bine că a plecat, doamne. Îmi zic, foai de viața mea, bă, ce noroc eu am avut astăzi. Așa. Atunci, da. Ați înțeles? Dacă începe, stai să vezi ce mi s-a întâmplat, las că încep și tu. N-am ce fute, doamnă. Vă jur, n-am ce fute, doamnă, n-am. Mi-l dai și mie pe altul? Că am aflat asta. Ați înțeles? Și știți ce faceți? Dacă ea continuă să-și bată joc de tine, următoarea dată când o vezi cu un imbecil, bă! Cu tot tupeul fantastic te duci la el și spui, bă, băiete, da, vrei să suc pula? Îmi lin și mie pizda. Cu de față cu proasta. Bă! Nu mai vine niciodată în viața vieților, 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 vieților ei să-ți povestească ce a pățit ea ieri. Niciodată! Bă, dacă ești gay, fii atent, dar pardon, dacă nu ești gay, ești bărbat. Ești bărbat. Și ai o nebună de asta, ai înțeles? Dă-te la bărbaxul. Bă, nu contează că nu ești gay. Du-te la el. Dar de față cu ea. Ai înțeles? Eu m-am gândit așa că dacă am vrea să o facem în trei, că n-am și eu ce să mai... mie place de dumneata. Că ești bărbat bun, ești bărbat bun. Mă gândeam să o facem în trei. Poate mă împrumut și pe mine cu ea. Bă, fără rușine, bă! Nu mai vine nenorocita să vorbească cu tine despre ce ți s-a întâmplat ieri. Ascultă-mă ce-ți spun eu! Nu mai vine! Că nu vrea să știe. Nu mai vrea să-ți spună. Niciodată! În viața asta! Mai vine să-ți spună. Așa scap de proastă! Înțelegi? Nu mai vine! Când tu muncești și faci tu treaba ta acolo la muncă, îți faci tu reparațiile tale, ce trebuie faci ca bărbat, așa. Dacă vine proasta de vecină, dă-te la bărbaxul. Dă-te la curva de fisa. Dă-te la orice. Oricum, dă-te. Numai scap de proastă. Ca să nu mai stai, că tu nu trebuie să știi ce s-a întâmplat asta. Că
tu n-ai nevoie să știi ce i s-a întâmplat ei astăzi sau să-ți repete ție aceeași poveste care s-a întâmplat acum 20 de ani, 15 ani și mai povestește încă o dată și 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 încă o dată. Numai ca să țină din vorbă, că n-are cu cine să vorbească. Și încă o dată 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 și încă o dată. Și eu eraz dacă nu mai poți, că tu ca autist nu mai poți, mă rezești psihic. Ai înțeles? Tu ca om care ai treabă, chiar dacă nu ești autist și ai treabă, ai înțeles? Te nervează una din asta, așa? Încep și tu! Ce frumos și bagi ăla în pantalon. Da? Așa scăpa, așa m-a șocat pe mine nenorocitul ăla când m-am dus după banii mei. Așa scăpa cretinopatul ăla de tâlhar ordinar din studio în momentul în care mi-a pus mâna sân. Așa a scăpat, că așa a evitat, eu am și uitat că m-am dus după bani acolo. Ați înțeles că m-a atacat. Atacă-i și tu. Uite, un nenorocit din ăsta m-a învățat pe mine să mă pot apăra. Ați învățat, ați reținut fraților? Așa se face. Atacul este cea mai bună formă. An de zile eu am stat în apărare. An de zile am stat în tăcere. An de zile am vorbit cu mine însă. An de zile m-am dus și am făcut managementul furiei. Nu se merită. Atacă-i. Șochează-i. Știi cum se face? Pârtie. Băi, atât de liniște. Băi, este atât de liniște. Futu-i așa în gură de nenorociți. Trebuie să afli punctul slab al nenorocitului. Pentru că noi autiștii suntem foarte ușor de folosit în interesele unor jigodii penale ordinare, mediocre. Să ne auzim de bine comunitatea mea autistă și viitoare. Sperăm că v-am învățat câte ceva. Și să nu uitați că frica, când ești fără frică, înveți să folosești acest indice la toți neurotipicăl. Frica este o bună metodă prin care poți să-i ții deoparte pe interesații neurotipicăl. Cei care te vor tâlhări din punct de vedere financiar, din punct de vedere social, din punct de vedere emoțional. Pentru că, din păcate, foarte mulți autiști, în ciuda faptului că noi nu comunicăm, noi suntem foarte empatici. Noi suferim pentru un animal, noi suferim pentru... Când înveți să nu mai suferi, să nu te mai atașezi de animale, de plante, de oameni și îți înveți detașarea emoțională, javrele astea neurotypical, gunoaiele astea sociale nu mai reușesc să te facă să suferi. Deci în momentul în care tu ți-ai ridicat zidul și ai învățat să controlezi dependența datorită faptului că tu ești un om bun, un empatic, toți autiștii sunt empatici. Toți autiștii au ceva. Eu, de exemplu, știu să comunic cu animalele. Eu știu când un animal e sete, când e foame, când nu știu ce. La fel cum știu să comunic cu persoanele care sunt ciudați, au ciudățenii. Se joacă de-a mama și de-a tata, se joacă de-a bestiile, se joacă de-a câinele cu pisica, se joacă de-a, înțelegeți, se joacă din asta de copii. Asta e. Cum pisica, câinele și motanul și cu pisica sunt liberi peste tot și se fut în mijlocul Maidanului. Imaginați-vă că și ăștia eu îi pot înțelege, eu fiind un copil mic de 2 ani, toată viața mea. Din păcate, sau din fericirea voastră, eu sunt un geniu. Este din fericirea mea. Din păcate pentru voi restul și din fericirea mea, eu sunt un geniu, un copil, așa m-am născut, genial. La 2 ani de zile, și pentru că voi n-aveți cum să mă atacați din punct de vedere mental, să-mi luați genialitatea, încercați
să mă atacați verbal, să mă atacați nu știu ce, să-i faceți pe alții să lupte împotriva mea. Știți că nu ne mai, știți că nu ne pasă. Vă trebuie să știți că nu ne este frică. Și noi schimbăm comportamentele ca pe ciorapi. Vă schimbați pe ciorapi. Adică anxietatea este frica de frică. Și noi nu o avem. Pentru că noi ne-am născut cu frică, însă o vedem la voi frica. Și de-aia apare anxietatea socială la noi. Pentru că noi nu știm ce e frică. Dar o vedem la voi. Și nu prea înțelegem de ce noi nu o avem. De aceea noi începem să ne punem întrebări. Asta ca să înțelegeți. Nu sunt autiști. Mie îmi place că eu știu să mă exprim. Să vă desibire de alți autiști. Sunt genială. Doamne, cât mă iubesc. Vă doresc ce înseamnă să citești. Să ai pasiunea cititul. Să ne auzim, bă, cum vreți voi. Am vorbit o oră. Vă mulțumesc pentru că ați reușit să stați cu mine o oră. Și mă bucur că în toată mișcarea asta, așa, în tot haosul meu mental, că la mine e un haos, ați înțeles? Da? Așa, și că în haosul meu mental am reușit să depănez câteva linii și câteva informații importante și că poate au folosit cuiva. Dacă au folosit, să nu uitați să fiți generoși cu mine în Patreon sau cu una din organizațiile pe care eu le promovez pe acest canal. Organizații non-profit. Să ne auzim cum vreți voi. Că în funcție de mizeria, nulitatea, mediocritatea, cretinopata, cretinopatia, idiocrația, sau bunătatea voastră, depinde ce o să alegeți. Dacă vreți să deveniți buni, sunteți mai buni. Dacă vreți să deveniți răi, deveniți canalii. Și este alegerea voastră. Pentru că eu o să-mi ajustez comportamentul în funcție de alegerile voastre. Eu nu am comportament ca autist. În asta constă handicapul meu mental. Atât pentru astăzi.